Sfinților voastre, doamnelor și domnilor invitați, bine ați venit la noi. Sunt Mihaela Grigoraș, de la Biblioteca Municipală Radu Rosetti și am o deosebită plăcere să vă urez un călduros bun venit la acest apel lansat de domnul Iurghe Bogzan. Din binecuvântare și vicini, domnul director Ionuț Tenie nu poate fi prezent alături de noi la această manifestare, însă cu gândul și cu sufletul este alături de noi și m-ar vrea să vă transmit urările de sănătate și cel mai gândurile dumneavoastră cele mai bune și sărbători pascale binecuvântate, pentru că acestea se apropie cu pași repezi și nu știu dacă reușim să ne mai întâlnim până atunci. Deci sărbători pascale binecuvântate în mijlocul celor dragi lumiilor dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată că ați răspuns prezent apelului lansat de domnul Gheorghe Bogza. Domnia sa este neobosit căutător de comori, însă comorile pe care le caută domnia sa au ceva mai multă substanță. Domnia sa de fiecare dată vine înaintea noastră și ne prezintă o veritabilă lecție de istorie locală și nu numai. Este un iubitor al istoriei, este un om sensibil și generos. De fiecare dată când pornește în explorarea unui anumit subiect, este atât de generos cu rezultatele obținute, încât nu se poate abține să nu ni le prezinte. Bineînțeles că subiectul nu este epuizat, pentru că revine și revine asupra lui căutând o altă fațetă care merită a fi exploatată și explorată și de fiecare dată ne surprinde cu noi rezultate. Știți că piramida lui Maslow spune că necesitatea, odată satisfăcută, nu mai are aceeași intensitate. Ei, la domnia sa, paradoxal, nu este chiar așa. Pentru că de fiecare dată are un dor și o dorință neostoită de a căuta noi și noi subiecte pentru a le explora. Și de fiecare dată ne demonstrează că sensibilitatea dumnealui capătă noi valențe. De fiecare dată îl vedem și îl auzim prezentând noi subiecte. Este un om care, dincolo de sensibilitate și de delicatețea cu care manevrează subiectele, demonstrează faptul că, pe lângă faptul că aude, știe să și asculte. Pentru că doar un om sensibil și generos poate să audă vaietul, tânguitul istoriei, ale oamenilor care, iată, au fost mărturisitori ai credinței. Sunt convinsă că foarte mulți dintre domniile dumneavoastră au ajuns pe la închisori, pe la spietul Marmației, au reușit să ajungă în anumite închisori unde au fost deținuți politici și fiecare dintre domniile dumneavoastră cred că ați auzit acel vaiet, acel tânguit al pereților în care s-a imprimat, iată, suferința celor care au și-au petrecut ultimele zile, poate, între acele ziduri. Însă mă opresc aici pentru că aș dori să-i dau cuvântul autorului pentru a, iată, pentru a duce mai departe evenimentul, pentru a-l dezvolta mai mult. Și pentru cei care sunt a căror nume le vedeți și fișe matricule penale le vedeți pe pereți. Aș dori într-un început să mulțumesc gazdei noastre, Biblioteca Municipală Radu Rosetti, și să vă invit să participăm, bineînțeles, în picioare, pentru cei care nu mergeți prea des la biserică, dar sper că toți mergeți, alături de Părintele Nicolae Zaharia, o mică slujbă de pomenire în acest lucru pe care astăzi îi evocăm, după puterile noastre. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin! Aleluia, aleluia, aleluia! Cel ce prin adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate le chivernisești, și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule, ziditorule, fă odihnă, Doamne, sufletelor adormiților, ofilor tăi.
miluiește pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta ne rugăm, ții, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, miluiește. Ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, eroi căzuți pe câmpurile de luptă, ne rugăm. Pentru cei omorâți și schinguiți în lagăre și în închisori comuniste, să li se ierte lor, Doamne, greșelile cele de voie și cele fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Dumnezeu, să așeze sufletele lor de drepții, se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cere. Doamne, Doamne, miluiește, miluiește! Dumnezeul Dumnezeu și-a tot lucrul, că de călcat moartea pe diavolesul pace dorit viață în care sus, Doamne, odihnește sufletele adormiților, robilor Tăi omoreți, în închisori și la vecuri, în loc luminare, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală o să o știe cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul. Ca un Dumnezeu bun și de oameni iubitor, iartă-i pe Dumnezeu și Dumnezeu să ierte. Că nu există om să fie viu să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul de adevărul Domnului. Să ne rugăm, ne miluiește! Tu ești învierea, viața și odihna sufletelor adormiților, robilor Tăi, astăzi pomeniți, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De adormire veșnică, odihnică, Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi, eroi, omorâți în închisori și lagăre comuniste, împreună cu tot neamul lor cel adormit, șlefă, Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, Doamne, Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. De neam în neam, de veac în veac să fie pomenirea lor, șlefă, Doamne, veșnică pomenire. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață. Iar pe noi să ne miluiască și ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Da. Dacă îmi permiteți și mie 30 de secunde, vreau să îi mulțumesc personal și în numele comunității noastre, domnului Boxa, pentru dragostea pe care ne-o arată fiecăruia în parte și tuturor la o altă. Numai din dragoste poți să fii atât de cuplat la realități și atât de conectat cu societatea, cu comunitatea în care trăiești. Să-i mulțumesc pentru dragostea pe care o arată istoriei acestui pământ, pentru că doar hrănindu-ne cu roadele istoriei putem să creștem, să ne dezvoltăm, da. Și de ce nu să încercăm la rândul nostru să scriem istorie, așa cum înaintașii noștri, așa cum cei pe care îi evocăm astăzi au făcut-o. Din păcate, din nefericire, Oneștiul se află și zona Târgovna, zona platformei pentru chimicele Cozești, se află pe harta unde au suferit oameni
pentru ca noi astăzi să fim liberi, să ne putem exprima. A venit peste noi un val bolșevic care ne-a schimbat valorile, care a stricat din temelie, a zdruncinat din temelie tot ceea ce era clădit pe un fundament bun, pe o morală apocalipsă și o morală naturală. Și iată, a venit acest vânt, a scos în față oameni care nu aveau ce căuta în față, au venit așezați pe tancuri și așezați în locuri de conducere, oameni pe care societatea îi marginalizase ca fiind non-valori. Nu puteai să schimbi regulile unei societăți sănătoase decât cu oameni bolnavi. Oameni bolnavi la suflet, oameni cu conștiințe pătate, oameni care nu aveau scrupule, puteau să calce foarte ușor peste principii, peste oameni și de ce nu să calce peste Dumnezeu. Acești oameni au vrut să reeduce. E paradoxal despre ce vorbim. Pentru că nu erau pregătiți să primească nesimțirea ca dar, unii au suferit. Și cine trebuiau reeducați? Profesori universitari, medici, preoți, ingineri, studenți, elitele intelectuale ale acestui popor. Lucrurile au degenerat, știți foarte bine. S-a suferit foarte mult. Ascultam, în timp ce cântam, ce ascultam acest timp frumos al Învierii, Hristos a înviat din morți. Și trebuie să tai inima în mine știind că cei din închisorile comuniste se încăpățânau și cu toate interdicțiile, în noaptea de înviere, cântau de se zguduiau zidurile, Hristos a înviat. Nu conta câtă bătaie aveau să mănânce după aceea, nu conta câte zile trebuiau să stea la carceră și să fie pedepsiți pentru imoralitatea de a cânta imnul Hristos a înviat. Mă bucur că suntem treji. Mă bucur că ne-am trezit dintr-un somn care adesea vine bolnăvicios și patologic peste noi. Ne-am trezit, evocăm suferințele, încercăm să învățăm ceva de la dânsii. Sperăm să nu se mai întâmple niciodată ceea ce s-a întâmplat atunci, deși eu știu că neamul prost și mărlănia reînvie și se înmulțește mărlănia exponențială. Astfel încât neamul prost are o capacitate de a se regenera peste veacuri și vedem cum acționează și în societatea de astăzi. Parcă nu învățăm nicio lecție, parcă nu vrem să avem o tihnă morală, o tihnă spirituală și ne autoflagelăm împingându-i mereu în față pe cei care conjugă foarte bine verbul a avea, dar n-am învățat nimic despre verbul a fi. Din păcate. Sperăm să avem cât mai puțin din aceștia și să, sau dacă există, să nu ne marcheze viața. Sau dacă ne marchează viața, să ne trezim încă o dată și încă o dată de câte ori este nevoie pentru a ne fi bine și pentru a renaște ca popor binecuvântat de Dumnezeu. Există oameni ca domnul Bogza, există oameni ca părintele Florin Smarandei care caută și mulțumesc că este alături de noi în seara aceasta. Putem vizita foarte aproape Jatrogna celula pe care părintele a reamenajat-o pentru ca oricine ar vrea să vadă cam în ce condiții trăiau deținuții politici să poată să vadă. Mă bucur că este alături de noi în seara aceasta și părintele Marius Cojocaru. I-am cunoscut tatăl. Tatăl era fost deținut politic. Încă din studenție a fost adunat din sala de curs, din anfiteatru și dus
să fie reeducat după noile principii și valori total imorale. Așteptăm cu mare emoție să vă ascultăm, dar mai mult decât atât, așteptăm să vă citim din scoarță în scoarță cartea pentru a învăța din greșelile și din ororile trecutului. Și facem Sfânta Cruce și rugăm pe Bunul Dumnezeu să scoată din calea noastră pe toți cei ce ar putea reînvia nesimțirea și să o pună la rang de stemă națională. Să ne ajute Bunul Dumnezeu. Să mulțumim Părintele Jure, care are și dânsul truda sa, să nu uităm, dânsul este și parohul acestui locaș, pentru că intră în zona dânsului. La fel, dânsul se trudește cu biserica de aici, de parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena, care este o biserică a eroilor, dorită testamentar de Regina Maria. Și, după cum vedeți, prin strădania dânsului și a enoriașilor, a ajuns la cota 0, care cota 0 este foarte importantă pentru o biserică, pentru că de aici mai puțin ciment, dar foarte multă cărămidă. Dumnezeu să-i dea putere dânsului și nouă tuturor, să o vedem și pe aceea terminată. Încă o dată mulțumim Părinte Nicolae. A amintit aici Părintele Nicolae de Biserica Mărturisitorilor și Martirilor de la Târgu Ocna, care pe lângă, așa cum o să vedeți și în carte, care pe lângă troița care ne veghează de aici de rândul din curtea colegiului Gheorghe Iasache, sunt cei doi vinovați spirituali ai acestei cărți, care sunt, bineînțeles, trecuți cu fotografie și dată de inaugurare, ca să spun așa, îl mai numește din începutul și sfârșitul acestei cărți. Vă rog să înainte de toate, pentru că știu că la final o să vreți tot să plecați, pentru că bucatele au fost slujite, fiecare la plecare să luați cel puțin o prăjiturică, pentru că este locul simțit. Am pus, după cum vedeți, că asta mi-a plăcut cât un corp de fiecare panou. Vă rog să-i subtilizați frumos și pe aceștia când plecați, duceți-i acasă, îți proaspeți, sunt foarte buni, deci nu plecați fără măcar o bucătură slujită și sfințită aici, în acest locaș de cultură pe care l-am și spiritualizat puțin acum. Dați-mi voie să intru în subiect, o să citesc destul de repede, nu vreau să vă plictisesc, dar dacă nu citim acum, nu știu când o să mai citim. Dragi prieteni, nu toate victimele care au fost martiri, dar nu toate victimele au fost martiri, dar toate ne roagă din cerul lor să nu le uităm. Asta a fost și scopul cărții. Nu am ținut cont de ce a fost fiecare, pentru ce a fost legat și închis și cum i-am găsit și i-am găsit legătura cu Oneșul sau cu Valea Totușului, pentru că ne-am referit și la o carte cu Valea Totușului, i-am ținut să-i menționăm această carte. Anul acesta se împlinesc 30 de ani de la înființarea în 1993 la Sighet a memorialului victimelor comunismului și a rezistenței, primul memorial al victimelor comunismului din lume, dedicat celor care au fost încarcerați, persecutați și chiar omorâți de regimul comunist. Fondatorii au fost Ana Plandiana și regretatul Romulus Rusan, care ne-a părăsit în 2016. Acest memorial este realizat și administrat de Fundația Academia Civică și este format din muzeul de la Sighet, pe care sper și o să ajung să-l vizitez. Mă bucur că l-ați vizitat. Și de Centrul Internațional de Studii asupra Comunismului cu sediul la București. Cu bucurie vă anunț că această carte, primind răspunsul de la Deși, a ajuns și în biblioteca Fundației Academia Civică de la București. Pentru că și primul volum a ajuns tot la Deși și am nevoie domnul Romulus Rusan să-mi răspundă și să, adică să mă găsească pe internet și să-mi ceară cartea, care cartea a ajuns la dânsul trimițându-mi în dărât, cum ar veni, această carte despre muzeul de la Sighet, despre activitatea dânsului și fișa lui Radu Portocală, care se vede acolo pe panou, cea al negru, și care am ținut să o menționez ca atare, ca fiind primită de la dânsul.
În 2023 s-au împlinit 60 de ani de la moartea fruntașului țărănesc Ion Mihalache, decedat în 1963 în închisoarea de la Râmnicu Sărat. Știm mulți despre el, pentru că a fost o persoană importantă. Care la sfârșitul anului 1950 a fost scos sub escortă în închisoare de autoritățile comuniste și plimbat prin țară, inclusiv pe la Onești, unde a fost capitan combatant în primul război mondial. În cartea despre Spitalul Regina Maria, l-am amintit și pe el cu câteva cuvinte referitoare la cimitirul eroilor din curtea Bisericii Sfântul Nicolae din Onești. Sperau ca, văzând mare șantiere care anunțau victoria socialismului în România, acesta să se dezică de PNC și de prietenul său Iuliu Maniu, mort și el în 1953 în închisoarea de la Sighet, putând astfel să fie eliberat. Ion Mihalache însă nu a cedat șantajului, planul comuniștilor ieșuând. Tot anul acesta s-au împlinit 70 de ani de la înființarea pe 1 aprilie 1953, ce dată, ce glumă, sau mă rog, ce păcăleală groaznică, a lagărului de muncă Onești, iar 10-06-65. Erau niște indicative ca la unitățile militare sau unitățile din Ministerul de Interne, normal. Care era lagăr de categoria 1, fiind declarat oficial colonie de muncă pentru deținuți de drept comun, cu pedepse sub 5 ani. Bineînțeles că majoritatea nu aveau niciun pedeps, erau puși simplu, fără judecată, închiși și puși la muncă. Pe lângă aceasta au funcționat și lagările Onești Baraj 0680 și Borzești 0652. În 1956, o scurtă cronologie, ca urmare a reorganizării și a presiunilor externe, bineînțeles, România încerca să intre în rândul țărilor, mă rog, ca să spunem, democratice, a apărut colonia de categoria 1, Borzești, iar 10-06-94, care s-a desființat oficial la 1 noiembrie 1959. Deci cam atunci zicem noi că nu mai avem deținuți politici în zona Oneștiului și a Băiei Totușului, care a înglobat, bineînțeles, această supercolonie și vechile colonii sub denumirea de secții, sau mă rog, noi spunem astăzi, putem spune filiale. În 1957, în colonia de muncă forțată de la Borzești, mai erau 250 de deținuți, 80 condamnați până la un an și 170 condamnați peste un an. Vă închipuiți că erau judecați în tribunal. Erau condamnări de ordin administrativ, foarte puțin fiind judecați. Aceasta desființându-se, cum am spus, în 1959. Totuși se găsesc în carte și cazuri de deținuți politici eliberați de la Onești, chiar și în 1964. De reținut că pe tăbița de pe poarta lagărului Onești scria: ați venit să munciți, nu să trăiți. Este mărturia unui trăitor, unui viețaș, ca să spunem așa, din carte. Care este foarte spunătoare cu cea de la Auschwitz, nu? Arbeit macht frei, nu? Că te va elibera. Înțeles că asta a fost final. Care de față de ținut politici în Onești și în prejurim este una de documentare și de popularizare a fenomenului carcerat oneștean, neavând un caracter strict științific, cei de față care sunt de specialitate își vor da seama de treaba asta, reprezentând o necesară continuare, fără a puiza însă subiectul a culegerii de texte concentraționale din 2015, intitulate de ținuți politici din coloniile de muncă forțate de la Onești și Borzești. În această carte am scris despre colonii de muncă forțată din aceste, deci în cartea din 2015, am scris despre colonii de muncă forțată din aceste localități, pentru că atunci pardon, Onești și Borzești erau foarte distincte, nu erau unite, și despre azilul psihiatric cu caracter politic de la Onești. Acum, în această carte, completăm acest tablou concentrațional cu câteva referiri la detașamentele militare de muncă forțată la Onești și Borzești și la faptul că orașul nostru a fost pentru un timp domiciliu obligatoriu și loc de muncă obligatoriu pentru unele persoane declarate incomode de Partidul Comunist aflat la putere. Existența coloniilor de muncă forțată de la Onești și Borzești nu poate fi înțeleasă pe deplin decât prin proximitatea cu penitenciarul spital la Târgu Ocna, unde au fost asasinate, execuții și avem gropi comune, care a servit în perioada comunistă între anii 1945-1966 pentru cazarea deținuților politici bolnavi de TBC, în care numărul celor internați varia între 350 și 550 deținuți pe an.
trebuie amintit pentru înțelegerea contextului politic social și a regimului de teroare instaurat în rândurile populației libere, cu ghilimele de rigoare, de pe Valea Prăjușului și întreaga țară și încercarea de rezistență regională armată a grupului Gheorghe Ungurașu, de scurtă perioadă, această rezistență, din septembrie 47 până noiembrie 48, din zona Autoria de la Moinești, despre care povestește Petru Baciu în cărțile sale, dar și funcționarea pentru scurt timp, iulie-octombrie 1956, a coloniei de muncă forțată de la Comănești, din raionul Moinești, cum era atunci, regiunea Bacău. Aici, la care de muncă forțată de la Omnești, au fost atunci deținuți politici, care împreună cu cei de drept comun, pentru că au fost amestecați, dar nu foarte amestecați, bineînțeles, s-au lucrat la drumurile de acces spre zona industrială Borțești, parajul și canalul de ducțiune apă, în lungime de 7 km de la râul Trotuș, la termocentrala Borțești, bărăcile pentru cazarea muncitorilor din zonă, săpături pentru și umplutura acestora cu beton pentru fundațiile unor clădiri industriale și locuințe din Omonești, între care fundațiile blocurilor de intervenție din apropierea rafinăriei R10, numărul 10, Onești, așa se numea atunci. Activități de zidărie, pencuieli, munci necalificate, lucrări de canalizare. La început, majoritatea deținuților politici au provenit din colonie de muncă forțată de la Picaj și canalul Dunărea Marea Neagră. Astfel, în coloniile penitenciare de la Onești și Bolzești au fost încarcerați preoți ortodoxi, membrii ai diferitelor partide politice, ofițeri de armată sau poliție, legionari, tineri din frățile de cruce, membrii ai oastei Domnului, refuznici la cooperativizare, frontieriști, maghiari. La Onești și Bolzești au fost atunci la săpat șanțuri și turnat betoane peste 450 de preoți. Astfel, pe lângă elanul muncitoresc, orașul Onești și platforma sa industrială de la Borzești au fost ridicate la începutul lor și în pasul cadențat al deținuților politici în zeghe, în murmurul rugăciunii lui Iisus și în tăinuite cântări din Sfânta Liturghie. Evocăm aici renunțirul celor amintiți în care a apărut în 2015, pe care cei care nu au apucat să citească o pot descărca de pe site-ul academia.edu, unde se poate descărca, se poate citi, se poate face ce se dorește cu ea. Au trecut deci prin colonie de muncă forțată de la Omnești și Borzești, părintele Ilie Lăcătușu, descoperit după moartea sa în Moaște întregi, preotul profesor universitar dr. Gheorghe Drăgulin, politicianul și scriitorul Mircea Ionescu Chintus, care în 2017 ne-a părăsit, Petru Baciu, ultimul legionar din municipiul Bacău, care a plecat la Domnul în luna august 2017, părintele Gheorghe Barbu, confesor al regimentului de gardă al regelui Mihai I și al mareșalului Antonescu, preotul compozitor Cornel Rusu, membru al oastei Domnului și prieten cu Traian Dors, profesor universitar jurist istoric Constantin C. Angelescu din Iași, profesor universitar Petre Botezatu din Iași, generalul Leonard Munciuschi, părintele Salvian Bunescu din Drăgănești, Giurgiu, unde se află biserica pictată de ieromonacul Arsenie Boca, părinte Alexandru Mazilu, parocul din Băhnășești, județul Bacău, învățătorul Petru Popa, Gheorghe Popa, pardon, din comuna Băsești, Mihai Buracu, profesor poet și senator de negredinți, scriitorul, poetul, publicistul și istoricul literar Lucian Valea, preotul profesor Radu Simion din Sibiu, avocatul Traian Trifan, prieten de închisoare cu Sfântul Închisorul Valeriu Gafencu, prințul Mihai Dimitrie Sturza, medicul Radu Portocală, de care vinteam mai devreme, Raul Șorban, scriitor și critic de artă, Ioan Oni Brătianu, nepotul lui Ionel Brătianu, care a condus fabrica de hârtie din Legea până la naționalizare, dizidentul Jean Alexandru Tacu, care ne-a părăsit în 2019 și mulți, mulți alții. Amintiți în această carte din 2023, pe care o aveți în mâinile dumneavoastră, sunt și câțiva localnici din Onești și din comunele din jur, bineînțeles nu toți, cât s-au putut găsi prin cărți, urcând pe firul văii Trotușului, precum Oituz, Cașin, Căiuț, Târgocna, Său, Comănești și Moinești, care au fost urmăriți, anchetați, torturați, deportați, încarcerați sau uciși în perioada comunistă. Dintre aceștia amintiți, Grasie Chiscu, intrat ca frate în Mănăstirea Bogdana, județul Bacău, trecut la domnul penitenciarul Târgocna, preotul Grigore Miron, născut la Onești în 1906,
preotul Gheorghe Comănici, născut în 1905 în comuna Cașa, preotul călugăr Hariton Comănici, născut în 1910 la Cârjă, Nicolae Tudorache, protopop, la Târgu Ocna, Lucreția Bulancea, starița mănăstirii Mărura de lângă Târgu Ocna. Radu Rusedi, născut în comuna Căiuț, istoric, militar general de divizie, membru al Academiei Române. Preotul Ioan Sărăcuțu, născut în 1912 în comuna Ardeoan. Preotul Adrian Crădușu, coleg de carceră cu părintele Gheorghe Calciu și mulți, mulți alții. Pe aceste meleaguri moneștene, sub supravegherea securității, au muncit și foști deținuți politici eliberați din diferite închisori și lagere, precum Alexandru Tacu, Eugen Otparlic, eu aici fac practic un pomelic, rătați-mă, pentru că în altă parte nu o să-i citească, nimeni numele, Constantin Emil Secăreanu, Petre Grigorescu sau persoane devenite indezirabile la un moment dat, precum academicianul profesor doctor docent Ion Jubara, a căror mărturii le regăsiți în prezenta carte, care s-au dovedit util din punct de vedere profesional marilor provocări impuse de ridicarea și funcționarea unui nou oraș și a unui mare combinat petrochimic la Onești. Un caz aparte, revin, prezentat în capitol separat din carte, este cel al familiei Tacu, care a lăpuit vremelnic în Onești, și al tânului poet Alexandru Mărin Tacu, născut în 1969 la Onești, decedat în 1986 la Iași, potrivit de securitate la doar 17 ani. Deci iată că avem noi un erou care a prevestit revoluția de vârstă cu mine, ca să spun așa, născut la Onești, ucis la Iași, capitolul din carte vă stă mărturie. Așa cum precizam mai sus, se amintește în carte, privind date dintr-un capitol al cărții Cronologia și geografia represiunii în România, recensământul populației concentraționale 1945-1989 a regretatului Romulus Rusan și despre detașamentele militare de muncă forțată, care au participat la construirea combinatelor chimice de la Borezești-Monești și a rafinăriei de la Dărmănești. Cărțișca este una micuță, este cea de aici, dar foarte concentrată și cu multe informații. Aceste detașamente, ca să înțelegeți de ce amintim despre ele, au format din tineri aflați la vârsta satisfacerii serviciului militar obligatoriu în România comunistă, fiind tineri prisos de contingent, care aveau origine nesănătoasă, provenind din părinți burghezi, chiaburi, fii de deținuți politici sau având nesănătate, și tineri delinvenți sau cei care nu îndeplineau standardele de recrutare de Ministerul Forțelor Armate sau Ministerul Afacerilor Interne și nu aveau dreptul să poarte armă. Față de prima carte, apărută în 2015, care de față prezintă multe nume noi de deținuți politici, cu detalii noi despre viața deținuților din lagările de la Onești, acum le unim cu cele de la Borzești, despre tentative și evadări în aceste lagări, despre modul în care reușeau să liturghisească și se împărtășească creștini ortodoxi sau catolici încarcerați aici, despre viciile și abuzurile ofițerilor de securitate care erau la conducerea lor, despre modul în care unii dintre opozanții regimului din județul Bacău au încercat să lupte și să se răzbune cu arma în mână împotriva unora dintre slujile terorii comuniste instaurate în România. Cartea amintește și câteva cazuri de locuitori de pe Valea Tudorului care au fugit din țară în perioada comunistă, fiind considerați trădători. Cel mai cunoscut caz și cel mai recent nouă, fiind, bineînțeles, cel al marii gimnaste Nadia Comăneci, născută la Onești, care a părăsit fraudulos România în 27-28 noiembrie 1989, solicitând ulterior azil politic în Statele Unite. Nu a fost, bineînțeles, deținut politic, dar a fost trădător, ca să spunem așa, pentru că a părăsit țara fără încuvințarea partidului. Nu o să mai fac trecerea decât menționând, fără să intru în detalii, deci în facă de treia de onoare să amintesc în prezenta carte numele a 10 locuitori născuți pe Valea Tătușului care au decedat în închisorile și lagările comuniste și care au decedat, nu cei care au bătinit, au și decedat. Și încep cu părintele Gerasim Iscu, Radu Ierosetti, Constantin Bucalău, Ion Băncilă, Dumitru Iacobeanu, Gheorghe Cojoc, Paul Manu, preotul Gheorghe Puslaru, Petru Măzăreanu, Mircea Măzăreanu,
nu intru în detalii, pentru că nu vreau să vă obosesc. Sursele biografice care au stat la baza documentării acestei cărți sunt din ce în ce mai bogate. Se găsesc și pe internet, se găsesc, bineînțeles, în arhive cineare, care să intre în ele, se găsesc și cărți. Pe măsura trecerii timpurilor, bineînțeles, s-au îmbogățit. Totuși, cred că trebuie să spun că majoritatea monografiilor din localitățile zonei Văii Trotușului, apărute după căderea comunismului în România, nu abordează și tema deținuților politici, aceasta și datorită declarațiilor de tăcere semnate de fiecare deținut politic la eliberare, acestea nici familiilor lor nedivulgând ororile pe care au trecut. A se vedea expus aici afișa matriculă și declarația de tăcere a lui Mireanu Barbu din București, la eliberare din lagărul Onești 0665, am pus-o aici de-aia în față, să vedeți ce au semnat toți cei care au părăsit lagările. Aici este fișa de matriculă, care se vede că a trecut prin Onești Baraj, da? Una dintre de cele trei lagări din zona Oneștiului, și aici ne declară ce nu are voie să facă după ce părăsește închisoarea, că lagă tot închisoarele. Salut inițiativa de acum câțiva ani a Protoierii Onești, care prin Părintele Ioan Tărcăoanu a cerut tuturor preoților să adune de la enoriași informații despre deținuții politici trăitori sau decedați din parohiile lor. Cu aceste informații transmise prin Viu Grai, se pot oricând completa primul capitol, se poate oricând completa primul capitol al cărții pe care tocmai v-am prezentat-o astăzi. Ca un de final și ca să mai, nu ca să mai destinem, ci ca să vedeți că totuși informațiile încep să curgă către voi, dacă ai ochișori și încep să scrii, eu știu, poate o dată pe săptămână, o dată pe lună, deținuți politici din zona Onești, iată că aflu și eu o știre pe care n-am prins-o în carte, pentru că deja cartea era, ca să spun așa, finalizată. Deci, ca o notă de final, Dan Negru, cunoscut om de televiziune, spune că bunicul său, pe nume Gheorghe Negru, a fost deținut politic în colonia de muncă de la Onești, formațiunea 0665 și încă mai are biletul lui de eliberare din 1954. La eliberare, bunica mi-a povestit că aproape nu l-a mai recunoscut, dar bunicul mi-a scăpat cu viața de acolo. Fac o mică referire la mica expoziție de pe pereți și cu asta închei, ca să spun așa. Deci pe panourile de lângă pereți sunt expuse cu trei de exemplu, ca nimeni să nu se mai îndoiască de existența lagărilor de muncă de la Onești și Bozești, de Universul Concentrațional Românesc, un număr de 20 de fișe matricole, ale penale, bineînțeles, ale unor deținuți politici închiși la Onești și Bozești, sau cu o bâșie, cu domiciliu vremelnic în localități de pe Valea Tutușului. Și citesc numele lor. Tacu Alexandru, închis la Onești. Preotul Sărăcuțu Ioan, din Ardeoani, deci vecin cu noi. Preotul Curcuță Pavel, din Târgu Ocna. Repet, cei care erau din proximitate nu aveau voie, sau mă rog, orânduirea, sau mă rog, brațul în armata Partidului Comunist, Securitatea, regula era ca ei să nu fie închiși în lagăre sau închisori din proximitatea domiciliului. Trebuiau duși în cealaltă parte a țării. Revin. Un caz de excepție este Baciu Petre, care deși este născut la Bacău și este legat de rezistența regională, încercarea de rezistență regională de la Oturea Moinești, totuși a fost închis și la Onești, care a fost, mă rog, gândirea mai marilor securității, nu știu. Preotul Lascăr Nicolae, închis la Onești. Starețul călugăr, Iscu Gherasim, frate, cum ai spus și în carte, frate Mărăstirea Bogdana, mort în penicelul Târgu Ocna, propus pentru canonizare. Preotul călugăr, Dorobanță Nicolae, din Crainici, activ o vreme la Mănăstirea Bogdana și Mărgura pe Gorna. Harapu Gheorghe, un simplu elev din Slănic Moldova, care făcea parte din frățile de cruci. Brătianu Ion, închis la fiul al lui Ice Brătianu. Sandu Curiman, închis la Onești. Evolceanu Alexandru Colonel, închis la Onești. Sturza Mihai, prințul, închis la Onești. Ungurașul Gheorghe, din Solonț, vecin cu noi.
Mireanu Barbu, închis la Unești Paraj. Izbășescu Traian, din Lăicăi, închis la Borzești. Acest Izbășescu nu am avut cum să verific, dar se pare că totuși este rudă, dacă nu fi chiar tatăl lui poetului nostru, Gheorghe Izbășescu. Trebuie de verificat cum au fost care au venit în localitate, în localitate au fost închiși, au venit și au lucrat ulterior, nu tații, poate fi, sau rudele lor, orașul fiind în primul Unești, prin dezvoltare. Popa Iosif, închis la Unești, despre care veți vedea în carte, o carte poștală pe care o trimite din această neformațiune a Uneștilor 665 către, să spun așa, către exterior. Otpalic Eugen, este frumoasă mărturisirea lui din, din carte, prinsă în carte, care a fost închis și la Târgovna, pe multe de locuri, a lucrat la Fineria Dărmănești și Nonești și chiar dacă a fost închis, totuși a fost, a avut realizări profesionale notabile, nu că îl cunoaștem noi, ci prin faptul că tocmai cei care l-au închis s-au folosit de abilitățile lui organizatorice și profesionale. Nicolae Ionescu, închis la Bojde și Unești, scriitorul Octavian, închis la Bojde și Unești, Radu Portocală, închis la Unești. Repet, ca să nu înțelegeți, să nu mă înțelegeți greșit, ci ca să înțelegeți bine și cei care sunt de față și care ne văd prin intermediul televiziunii, mulțumim colegilor că sunt prezenți aici și ne susțin. Fondurile strânse din vânzarea cărților și a CD-urilor, tiraj limitat din păcate, vor fi donate către Asociația Ambulanța pentru Monumente Transilvania Sud, care și-a propus să efectueze în septembrie-octombrie 2023 lucrări de conservare a podului Ștefan cel Mare, ce se află la kilometrul 24 al drumului național de L11A, în valea pârului Târgovana, din comuna Ștefan cel Mare, de Zubacău. Cine o aude, poate, bineînțeles, să ia legătura cu dânsii și să îi ajute cu donații și mai consistente. Noi cei din zilele acestea ne-am speriat puțin de zăpada care, mă rog, ne-a stricat planurile. Dar să ascultăm ce spunea Ana Tacu, fragmentul e preluat din carte. Soțul meu, Alexandru Tacu, a făcut detenție la Onești în perioada aprilie 53-54. În iarna acelui an au fost temperaturi foarte joase, minus 15, minus 20 de grade Celsius. Eram ținuți în celule și ne dădeau să mâncăm prizură de orez și mazăre cu cărcărițe. Din felul cum eram tratați, reiese că ei, nu, că ei, că noi, nu am fost închiși pentru a ne spăși pedeapsa, ci pentru a fi exterminați. Cu asta închei micul meu speech, mai dați, n-am mai făcut-o de mult, pandemia a trecut peste noi și ne-am pierdut obiceiurile bune. Pe masă aici sunt cărțile care au fost folosite și ca sursă, mai sunt și altele, bineînțeles. Acestea fiind spuse, vă rog pe cei care sunteți, cum se spune, pasionați de acest domeniu, să luați cuvântul și să spuneți și dumneavoastră câteva cuvinte, pentru că eu iarăși, mă repet, fac o încercare de popularizare nici de cum, din calitate de profesionist, fiind doar un inginer de provincie. Vă mulțumesc încă o dată! Sunt cuprins de emoții că sunt în fața unui public care a trecut prin un șoc foarte des al securității, dar n-am venit de la început din vari motive. Să știți că după valea aceasta, pe valea aceasta este și o vârșie a șefului Securității Siguranței Statului, Eugen Cristescu, care, prin rubedeniele care le-a lăsat aici, a lăsat intelectuali, bineînțeles, care au trăit vremurile acelea când se încarcerau
în locurile pe care s-a expus că se numau colonie, celule și etc., au fost foarte mulți încarcerați. Și unii dintre ei au supraviețuit, pentru că, datorită pregătirii intelectuale, au știut să se erigeze, să se intre în planul celor îndoctrinați ca să lămurească mulțimea și printre aceștia se numără foarte mulți preoți, învățători, gospodari, care unii dintre ei au fost înregimentați în mișcarea națională, legionară, în mișcarea cuzistă, dar aici, pe Valea Totuși, cuziștii au fost mai puțini. Dar toți au trăit sub o umbrelă foarte bine mascată. Unii au venit chiar din perioada când au fost arestați studenții în București, pe vremea regelui Mihai, care și-au dus și viața în colonia Borzești. Iar noi ăștia suntem acum mai... Am trecut și am făcut activitate în perioada comunistă. N-am avut curajul să spunem, domne, noi suntem cutare. Am stat așa, mascați, acoperiți. Acoperiți chiar de părinții noștri care nu au avut curajul să ne spună, bă, uite, unchiul meu, Eugen, a stat la masă cu reprezentanții Führerului. Unchiul meu, celălalt, a stat la masă cu celălalt. Deci, nu au avut curajul să se declare, să ne spună. Noi, îmi pare foarte rău că n-am avut cunoștință, doar din literatura aceea steagă care îl pune prea chiar cartea lui Eugen Cristescu, care vorbește despre el, dar vorbește foarte alambicat și îl prezintă așa cum îl prezintă el. Însă, cei care mai moștenesc puțin din originea lor, din originea lui Eugen Cristescu, își dau seama că domnul Troncotă, scuzați să ne fie, dar nu prea în cartea Eugen Cristescu, nu spune chiar lucrurilor pe nume, pentru că el are o fundație alta decât a avut-o Eugen Cristescu. Și ca atare nu și-a permis. E scuzabil, zicem noi. Dar să știți că lucrurile sunt foarte și foarte bine când am auzit, când am fost la început, când am auzit că o serie întreagă de preoți au primit o indicație, să spunem așa, iar nu sunt bine cu indicațiile astea, dar au primit o recomandare să inventarieze pe toți cei care mai supraviețuiesc sau cei care sunt proveniți din cei care au trecut prin colonia de la Borzești. Pentru că dacă stăm și ne uităm bine, cei construit pe ruină, de ruină are parte. Borzești, că a fost el de triumfător în perioada Caierului, în perioada exportului acesta megalomaniu. Și fără ca să țină seama de ce sacrificii incubă toate produsele care s-au fabricat în platforma Borzești, ce sacrificii umane, în urma lor, făimoase sunt frumoase. Am dat sod, am dat clor, am dat de toate, am dat în export, dar cât suferă în spatele acestor produse care au ieșit după platforma Borzești, nu mai vorbește nimeni, nu s-a vorbit. E bine, s-au vândut, s-au făcut, iar când era Congresul al 14-lea, a spus, domne, gata, am terminat cu datoriile, le-am plătit, dar nu s-a inventariat cei care
reclamau că sufereau de pâine. Aduc aminte, în decembrie 89, eram pe Oituz, la magazinul acela, mă scap și numele, când un cetățean undeva a vrut o jumătate de pâine și a cerut cartela vânzătoare. Era instaurată cartelarea în decembrie 89, dacă vă aduceți aminte, și a zis, dacă nu aveți cartela, iar eu, care am avut cartelă, mie mi s-a oferit încă o jumătate de pâine în plus. S-a uitat la mine și a spus, dom'le, dacă aveți cartelă, înseamnă că n-ați luat-o într-o zi. Așa că foarte multă tristețe este pe umerii celor care moștenesc încă amintirea aceasta tragică, care a împrentat-o și a atuit-o de sufletele noastre. Aveți, spuneți câteva nume de ținuți politici, dacă știți. De vreme ce ați... Vreți să vă amintiți vreo două, trei. Vecinii de noastră, care a citit prin cărți, care... Haideți să trecem pomenicul. În primul rând, socrul meu, care era preot, spuneți și numele. Și-a fost Bodea Costel Samui și-a fost coleg cu părintele paroh de la Sfântul Neculai din Onești și coleg de facultate de teologie cu feciorul părintelui, nu scapă numele. Gândiceanu, vă referiți? Nu, no, înainte. Mai Ursache. Ursache? Nu, no, nu. No. Odată cam cu părintele, Ursache. Îl știți foarte bine, da? Probabil că aveți un lapsus dumneavoastră. Și au fost colezi de... Neștiința nu-i lapsus, am o carență. Și socrul n-a avut curajul și a avut frică să ne spună, dom'le, vedeți că eu sunt nepotul, că era nepotul lui Eugen Cristescu. Bunica, adică străbunica mea, era sora lui Eugen Cristescu, care au trăit pe Valea Brutușului, au avut casă în Târgu Ocna, iar... Trecută ca personalitate controversată cu părțelui bune și rele, bineînțeles, adică ziceți. Da. Eu nu m-am pregătit în domeniul acesta și nu știam și îmi cer scuze, pentru că îmi place să vorbesc, dar ca să fiu și mai concret, ar fi trebuit să mă pregătesc mult înainte. Însă, el n-a avut curajul. Și din cauza aceasta noi suntem într-un lapsus, într-un gol. Pentru că, stai că nu am avut curajul să-mi spună nimic despre perioada înainte de război. Mi-a spus, bă, asta a fost. Punct. Socrul meu, nici atât, dar mai ales socrul meu că a trăit în Dărmănești, în centrul acela muncitoresc, când toți cei care au fost botezați în creștinism, bisericii din Lacoș, au devenit puternici stâlpi ai securității, ai Partidului Comunist, Ardeleanu și ceilalți, și ceilalți, și ceilalți. El era obligat să le cânte. Și nu că nu mai le cânta din gură, dar chiar din instrument. Pentru că, pe lângă teologia, am mai făcut și vreo 3 ani de conservator la Cernos și îi încânta. Sper, care a fost director la Carbonifer la Dărmănești. Era un om de-al păcinii lui. Dar era pe un alt scaun. El era pe scaunul Popei, iar Ster era pe scaunul tovarășului director al întreprinderii miniere Comănești, care avea în subordine și Salina Târgu Ocna. Și vă dați seama că era un complex. Iar socrul n-a avut curajul nici pe unica lui fiică să voie tu ce se spune istorie. N-a avut. A spus, bă, taci! Da. Iar eu, când mi-aduc aminte de liceu, am trecut așa, când mi s-a spus la Costache Negruț în Iași, bă, voi nu mai sunteți elevii noștri, liceului nostru. Vă duceți să spuneți statului vostru să vină să vă ia. Și ca să terminăm, liceul ne-a dus la Pașcani, centru muncitoresc, care nu prea era în vizorul securității. Nu era ca Costache Negruț de la Iași.
Și atunci am terminat liceul. Când am ajuns la facultate, pentru categoria respectivă a progeniturilor celor care au trecut prin filtrul securității, era chimie industrială, facultatea de construcții, iar când s-a colectivizat țara, agricultura. Avea nevoie de cadre. Bagă-i acolo. Facultăți care scoteau oameni foarte buni, dar care nu erau pus pe balanța omul este cel mai prețios capital. Nu intrau în vederile partidului. Da. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Îmi pare foarte rău că n-am avut internetul. Bună seara! Inițial nu am vrut să iau cuvântul, dar pentru că pe acel panou mi-a regăsit bunicii, am considerat că ar trebui să spun câteva cuvinte despre ei. Sunt nepotul fraților Vasile și Ion Mărășteanu din Mănăstirea Cașini, fost deținut politic, arestat în 1946, deținut și documente originale, întâmplarea face să aduc astăzi, fără să știu, și documente din Arhiva Operativă a Securității despre Gheorghe Ungurașu și Petru Baciu, toate sunt aici în acest dosar. Să mai reamintesc de Nicolae Milica, nașul meu, care a fost condamnat pe nedrept la închisoare de viață, de fapt a fost condamnat la moarte, comutat în închisoare de viață, din care a ispășit 11 ani și 4 luni. Să reamintesc de Marin Simănescu, cumnatul lui, fost cuit legionar, șef de cuit legionar, membru al Frățiilor de Cruce. Și totodată să-i mulțumesc domnului Gheorghe Bogza pentru faptul că a lansat această carte și se regăsesc și aceste. Vă dau curaj să o continuați pe domeniul dosarului pe care aveți în mință. Da, vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc tare mult pentru cineva dacă are de cei în vârstă, mă refer că cei tineri nu au trăit așa ceva, care are amintiri despre deținuții politici, despre lagările, despre poziția lor, nu niște la... Ați amintit de Marele Ion, Mihalat, Marele Ion politic. Aș vrea să vă spun că a fost cu mătru, cu fratele bunicului meu, că lider țărănist în Mănăstirea Cașin, primar de centru, pe comunele Mănăstirea Cașin, Cașin și Buciu. Vasile Mărășteanu. Care au fost cu medii, cu Ion Mihalache. Și fost candidat în Parlamentul României. Acel Vasile Mărășteanu. Casa dumnealui se află și acum, construită în 1910. E o mărturie și ar fi și un prilej să fie pus în valoare ca un, spre aducere aminte, ca un muzeu. Cam atât. Sunt profesor pensionar, Ciuchin Victor. Este o bucurie să particip la acest moment foarte emoționant. Vă felicitez acum pe domnul inginer de Bogza. Este o realizare extraordinară, o muncă de, cred că, 8 ani sau mai mulți ani, când adună material pentru această carte absolut necesară, care umple un gol important în bibliografia Oneștiului și a regiunii Bacăul. O să mă puteți că am o amintire vizuală din perioada aceea atât de dură. Am devenit Oneșteanu stat de 6 ani, în 1959. Și locuința repartizată părinților mei a fost în coata. În primul bloc, azi este alea Lalelor. Construit și cu ajutorul deținuților politici.
Tocmai înseamnă să vă relatez că eram impresionat copil fiind de faptul că zilnic veneau niște oameni îmbrăcați în pijamale și păziți de niște soldați în haine cachi și cu Kalashnikov pe piept. Zilnic. Asta nu va tinde săptămâni, erau schele în jurul blocului și făceau muncă de zidării, de finisarea blocului. Era locuit, dar exterioarele încă nu erau gata. Și eu, copilul, am văzut zilnic tine săptămâna. Chiar mi-a rămas amintire, dar n-am niciun fel de explicat. Și nici părinții nu mi-au spus. M-ați întrebat ce cu oamenii ăștia? Am aflat că veneau de la... Mi s-a spus după aceea că ar veni de la Târgu Ocna. Nu știu dacă informația e corectă sau nu. Oricum, în prezenție la Facultatea de Istorie, n-am avut niciun fel de documentare pe tema asta. Totul era tabu, era ca să credă, dați seama. Deci n-am învățat în anii aceia nimic despre adevăratul comunism românesc, ci treptat după eliberarea din 1900. Deci nu a început să apară cărți, documente, autori. Am citit istoria comparată a țărilor comuniste, bineînțeles, arhipelagul Gulag al lui Solzhenitsyn și evident că am înțeles mai multe despre ceea ce s-a întâmplat. Aș spune că un moment important în drama României a fost ziua de 9 octombrie 1944, atunci când la Moscova Winston Churchill și Iosif Stalin au încheiat un pact de neagresiune între lumea liberă și lumea comunistă. A fost o înțelegere, cum s-a spus, aceea între cola și vodka. Dar care n-a însemnat decât recunoașterea valabilității pactului Ribbentrop-Molotov, care n-a mai fost anulat, și așezarea României în sfera Doneță Sovietică pe veșnicie, așa se considerava atunci. De aici a decurs toate tragediile care s-au petrecut și a spune că se poate folosi aprecierea făcută de istoricii greci în antichitate că atunci când o cetate e condusă de un om neceput, dar harnic, e o mai mare nenorocire decât atunci când omul neceput, dar leneș. În caz nu te mai afectează. Ori și Gheorghe Iudeș și Nicolae Ceaușescu au fost nepricepuți și harnici. În sensul că și-au dorit să realizeze, sărim câteva trepte odată, niște lucruri măreți. Au vrut și industrializare, și urbanizare, și tot felul de realizări epocale, indiferent de prețul plătit. Societatea trebuia transformată, realizat un om nou, trebuia distrusă, de fapt, în bazele vechi societăți și construită alta nou. Distrugerea s-a bazat pe două instrumente, pe teroare, în primul rând, și pe propagandă. Teroarea a adus, evident, foarte multă durere, suferință, sânge, trudă. Iată un cuvânt de origine slavă, rusească, care înseamnă și a munci, dar și de a chinui, așa cum s-a întâmplat în aceste lagăre de muncă. După ce statul și-a realizat instrumentele de teroare, miliția, securitatea, evident, armata aia purificată, a transformat toată România, practic, într-un uriaș penitenciar. Practic, tot poporul român era prizonier în această țară. Evident, cel mai rău era în lagărul de muncă și în închisorile existente în toate regiunile țării. La Gheră, la Iud, la Jilau, la Periprava, la Canal, dar unde nu au fost? Iată, și la Onești și Vorbești. Onești, că ar trebui să fie un oraș model, un simbol al victoriei comunismului, a fost construit și prin jertfa acestor oameni, despre care s-a știut destul de puțin, până la apariția cărților dumneavoastră, în special. Pentru povestea, istoria locală. Da.
Ce mă frapează, eu am reușit să răsfăiesc cartea, abia ieri după amiază mi-a parvenit și am citit-o mai mult pe diagonală și să rețin câteva lucruri. Faptul că între personalitățile pe care le numerați aici, sute de oameni sunt prezentați datele lor biografice elementare, nu întâlnesc moșier și industriași. În afară de Krupensky, care avea 300 hectare, mi se pare că din lucrarea aceasta apare acum cel mai mare moșier. Regimul având ca scop să distrugă regimul burghez moșieresc. Și un industriaș, care este Ion Brătianu, nepotul lui Ion Brătianu, directorul fabricii de din Bacău, alți reprezentanți ai marii burghezii moșii nu există. Practic, 99% din persoanele acestea tragice sunt țărani, sunt învățători, sunt profesori, chiar universitari, academicieni, sunt doctori, sunt tehnicieni silvici, inginer, muncitor, șofer, măcelar, toate profesiile sunt reprezentate în această lucrare. Ce unește pe acești oameni? Faptul că au o atitudine liberă, gândesc, își permit să vorbească și să critique. Ori era o mare infracțiune aceea de libertate de conștiință. Nu era permis așa ceva. Mulți au fost coordonați pe NT din greșeală, am constatat, din greșeală, dar chiar dacă s-a făcut greșeală, ei au fost recunoscute și și-au ispășit după aceea o vină imaginară, fără a fi condamnat vreodată de justiție. De aceea, practic nu știam la care personaj să mă opresc, să meditez la destinul pe care l-a avut omul respectiv. Voi reveni, evident, asupra facem scris de dumneavoastră și sunt convins că această carte poate avea o continuare și poate fi dezvoltată mai departe, pentru că sigur arhivele conțin și alte documente care merită să fie relevate publicului larg. Regret că nu mai sunt profesor, pentru că acum ar fi un instrument extraordinar pe masa mea de lucru la orele pe care le dăm elevilor despre perioada respectivă. Sper să cooperez între colegii mei, profesori de istorie, atunci când vor organiza cercul de specialitate, eu pot să fiu prezent acolo și să le, sau să vă invit pe dumneavoastră să le vorbiți despre această lucrare. Și aș spune că eu poate ce merită cunoscută din public cât mai larg, pentru că este un obstacol în calea revenirii la situația de acum sau una asemănătoare. Se știe că democrația nu este irreversibilă. Există nostalgici ai regimul totalitar, chiar azi printre noi. Există oameni care își doresc mai cum un tătuc și să nu gândească să-l simt totul fără ca ei să mai facă un efort spiritual. O democrația se construiește, așa cum spune Adrian Cioloianu, în fiecare zi. Ia zi ce vă felicit. Vă mulțumesc pentru această parte, apreciez foarte mult și vă doresc bine din numele dumneavoastră și tuturor. Dacă nu mai vrea nimeni să ia cuvântul, ne oprim aici. Mulțumim încă o dată pentru bunăvoința de a participa. Sincer, eu nu mă așteptam să fim atât de mulți prezență fizică. Ne bucurăm de prezența televiziunii care o să răspândească acest eveniment și cuvintele dumneavoastră a celor care ați luat poziție aici de față. Vă mulțumesc că poftiți la mica sesiune de mica sesiune de autografe. Nu uitați, cei care vă trebuie să plecați, să gustați din ceea ce este acolo, luați cu dumneavoastră în coordonarea și pentru că nu le-am slujit decât pentru acești deținuți politici pe care încercăm să-i cunoaștem. Vă rog frumos ca să nu rămâneți cu cuvintele nespuse.
ne facem curaj greu, ci drept pe drept, tema nu este foarte... O să fie pe repede înainte, nici n-aș mai putea spune prea multe după domnul profesor. Am venit și eu cu ceva, nu am văzut că antevorbitori au venit cu dosare de documente și, bineînțeles, se cuvine cartea dumneavoastră. Vă felicit și trebuie să fie cât mai mulți care să o facă și cred că o fac. Mi-ați atras... cine sunt? Mă numesc Tudose, sunt din comuna Cașin. Și spuneți dacă aveți deținuți politici de acordat. Păi i-ați identificat dumneavoastră și ar mai fi câte ceva de spus despre ei față de ce ați zis-o dumneavoastră. Eu însă aș merge un picuț înapoi. La 1904, Borzești 1904, mi-ați atras atenția de atunci, eu nefiind, necunoscând nimic sau aproape nimic despre Marea Sărbătoare de la 1904. Nici. Mai apoi am început. Păi de aceea știți acum, pentru că n-ați știut. Și din ce știți, din ce vă declarați necunoscător, ca și mine. Atunci m-am simțit un picuț nedreptățit când ați făcut așa descriere extraordinară a manifestării și cred că însă, repet, m-am simțit un pic nedreptățit și ca atare am răspălit un picuț despre unul dintre cei care au participat la acea manifestare. Este vorba despre învățătorul Nicolae Păslaru, atunci având rangul de revizor școlar și președinte al cercului... Cercul monografie, da? Despre dumnealui este vorba, de altfel îl consider unul dintre, dacă nu cumva, cel mai de seamă om al satului meu natal. Ei bine, era președintele cercului cultural Onești și ca atare a fost desemnat de revizoratul școlar să se ocupe de organizarea acelei sărbări. În fine, sper să apară și în formă scrisă referiri despre participarea dumnealui. Dar v-am remarcat că despre asta era vorba și nu despre mine și nici măcar despre înaintașul meu, dar despre faptul că mi-ați atras atenția. Este extraordinar că vă ocupați, așa cum a spus domnul profesor, de a umple goluri. Și câte goluri sunt apropo de istoria noastră. Aș mai spune ceva legat de cei care au suferit construind orașul Gheorghe-Giurgiu-Dej. Pe teritoriul comunei Cașin există un loc unde consătenii mei spun am pământ lângă deținuți. Sunt aproape de la viile oneștenilor, mai e o leacă și ajung la deținuți. De fapt, este vorba despre un loc unde erau barăcile, unde acești martiri ai neamului nostru. Cam unde era poziția asta? Adică puteți să o identificați? Mai de data recentă, acolo a fost un depozit al CLF-ului, cred că se numea instituția sau întreprinderea respectivă, care se ocupa cu legume. Acolo erau lădice, așa, ieșirea din Onești spre Cașin, unde acum sunt niște edificii frumoase. Încă o dată vă felicit, am aflat cu surprindere și spre rușinea mea că nu știu nimic despre preotul Lupu. Aș fi zis că nu-i de-a nostru, dar dacă există certitudine aici, despre ceilalți chiar știu multe și nu este momentul să le spun acum. Încă o dată vă felicit și meritați partea voastră. Vorba la aceste cărți, așa cum se crede, vă rog să mai faceți și dumneavoastră sau urmașilor dumneavoastră studii de caz pe persoane prezente în această carte, cam asta văd eu ar fi continuarea, pentru că acolo am scris, ați văzut, notă personală, date insuficiente. Pentru că așa și este în cărți, sunt trei rânduri despre un om care a trudit sau s-a chinuit o viață. Vă rog să aveți bunăvoința să dați mai departe misia asta
pentru oamenii care au trudit în închisori și în temele Revoluției Comuniste. Mulțumim tare mult, ne oprim aici. Gustați, beți un părut de vin.